România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, prieteni! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi suntem la Cluj, unde e sărbătoare. S-a întors stiff după 2 ani de pandemie. Asta înseamnă că nu sunt restricții. Asta înseamnă că puteți pune mâna pe vedete și că puteți umple sălile. E mai mult decât un festival. Trebuie să veniți aici să simțiți atmosfera acestui lucru, acestei întâlniri, pentru că ea schimbă fața orașului și de 21 de ediții face o treabă extraordinară. Vă dați seama, 21 de ediții. TIFF e un festival de film, dar de fapt este un festival al culturii și educației. În ultima vreme, eu așa m-am uitat pe anunțurile despre festival și așa înțeleg. Astăzi o să facem o listă de mulțumiri și nemulțumiri la filmele românești. Puteți deja să sunați la 0372069599. Vă întrebăm care e filmul românesc preferat, care e ultimul pe care l-ați văzut, ce vă place și ce nu vă place la filmele astea. Am spus deja sunetul, Tudor Giurgiu, care e lângă mine, m-a contrazis. Salutare, Tudor Giurgiu, mă bucur. Salut, să te bine revoi. Te-am găsit. Mulțumesc că ești aici, dar de fapt mulțumesc pentru acest festival. Arată extraordinar de bine lucrurile. Să spunem că suntem în Piața Unirii din Cluj. Trebuie să ne faceți din mână sau invers, le facem noi oamenilor din mână. Anul ăsta vă simt altfel bucuria pentru că, în sfârșit, domnule, nu mai sunt restricții, nu? Păi da, e o ediție fără limitări de număr de spectatori în săli, putem să umplem sălile în aer liber la fel. 2 ani, totuși, e bine de precizat că am fost singurul mare eveniment cultural din România care s-a desfășurat în format fizic, fără online, am fără formule hibride. Cu toate astea însă erau limitările astea cu 40%, cu 50%, cum a fost. Așa că, în fine, sold out-ul unei proiecții nu va însemna doar că vezi 400 de oameni într-o sală de 900 și sunt semne, cel puțin din biletele vândute până acum, că va fi o ediție cu mulți, mulți spectatori. Aici, lângă noi, bănuiesc că ele se vând și online, dar sunt să vând exact, și fizic aici. Exact, avem și pe aplicație și din online. Este, să știți că TIFF are o aplicație foarte faină, unde vă puteți uita la filme de astea de festival. E așa ca un Netflix, cam pe aici. O platformă de streaming care se cheamă TIFF Unlimited, se poate găsi pe unlimited.tiff.ro, unde tot anul puteți găsi filme atât din cele care au fost la TIFF, dar și filme bune din toată lumea. E o alternativă, dacă vrei, cum spuneai, la marile platforme. Eu, mă rog, o să spunem și care sunt cele mai așteptate momente ale festivalului, dar de dimineață în deșteptarea am râs cu colegii mei pe care îi știi deja că sunt mari bucătari, domnii Petreanu și Pastia, domnul Zafiu mănâncă pe lângă ei, după cum se știe, și le-am spus, fiți atenți că vă conving într-un minut să veniți la Cluj, pentru că de fapt anul acesta TIFF are secțiune culinară, dacă vă puteți închipui așa ceva, da? Filme despre mâncare. Ce-și poate dori un gurmand mult? Da. E, și culmea, am mai făcut și în alți ani, în fiecare an găsim alte filme pe tematici gastronomice, iar noutatea și de ce sunt ele căutate e că filmul începe la 6:30, iar după film invităm pe cei care au cumpărat bilet la cină. Da. Iar cina, evident, are legătură, vine la un șef care prepară o cină inspirată, dacă vrei, din subiectul filmului, din tematica, din zona, din gastronomia respectivă. O să-l aveți duminică seara pe colegul nostru Cezar Munteanu, pe șef Cezar Munteanu, care gătește, primul dintre invitați care va găti duminică seara. Merită încercat dacă să mai găsesc bilete la treaba asta. Eu vă spun de la emisiuni, când Cezar vine cu diverse pachete și le pune acolo, fie la Radu Constantinescu, fie sâmbătă dimineața, de care profităm cu toții. Dincolo de asta, sigur, care e un amănunt picant, să zic așa, care sunt marile momente sau ce aștepți tu personal, să zicem așa, de la TIFF ediția 21? Eu aștept în primul rând să vină lumea, pentru că asta e cel mai important. TIFF-ul e un festival de public și există, cred, filme pentru toate gusturile. Adică nu e un festival elitist unde să vezi doar filme experimentale, filme de autor, avem și de asta, evident, dar sunt comedii, filme de public, cel puțin în Piața Unirii aici e o sărbătoare în fiecare seară, o să vezi în 2000 de oameni care văd filme efectiv de public, filme de mare, așa, de cu încărcătură emoțională mare. Sunt comedii, sunt filme documentare, filme de scurtmetraj,
Eu vreau să văd Musai, un film foarte, foarte special, Fire of Love, Pasiune vulcanică, îi spune un documentar despre doi vulcanologi, care va fi duminică. În weekend la Bonsida, de-abia aștept să văd un cineconcert Nosferatu cu orchestra operei maghiare, cu tenori, soprane, iar duminică e un film american, probabil filmul cult al acestui an, a fost arătat la Sundance, Everything Everywhere All in Once, un film nebun. O să vedeți trailerul. Am auzit despre el. E imposibil de povestit. Am încercat să-mi fac așa o idee un pic din cât am citit pe net. Am văzut trailerul, am văzut imagini, dar abia aștept să-l văd. Deci, când e? Duminică seara la Castelul Banfi, la Bonțida. Ok, pentru că tiful nu e doar la Cluj, să spunem asta. El a început să se răspândească. E o rețea de lucruri importante. Trebuie să vă zic un pic că așa e tradiția emisiunii. Când ne pășește invitatul în studio, mă rog, aici e invers, am venit noi în studioul vostru. Un pic despre Tudor Giurgiu, sigur că voi îl cunoașteți, dar lucrurile trebuie spuse. Regizor, scenarist, producător, fost președinte al TVR-ului între 2005-2007, inițiator al galelor premiilor GOPO, fondator și președinte al TIF din anul 2002, stimați cetățeni. Luni împlinește 50 de ani. Wow, ce sărbătoare o să fie luni aici la TIF. Să nu mă căutați marți, că luni seara petrecem. Da, asta va fi interesant, dar poate să vină aici 2000 de spectatori să petreacă alături de Tudor Giurgiu. Să vă zic ce-i foarte nou. Aflăm, lucrează la un film despre viața lui Ilie Năstase. Asta e măcar distractiv, să presupun. Dacă nu, haotic la un moment dat. Ilie e o personalitate atât de greu de cuprins într-un film încât, bun, am început filmările cu el anul trecut și e fabulos pentru mine să întâlnesc nu doar pe el, pe Țiriac, cei din țară care îi sunt lui apropiați, dar mari jucători din lume. Am filmat cu Nadal, am filmat cu Boris Becker, cu Mats Wilander. Te-ai întâlnit cu toți oamenii ăștia? Da, am făcut recent la Roland Garros interviuri cu Stan Smith, cu Ian Kodesh, mari, mari personalități și e incredibil, știi, să vezi nu doar, sigur, felul în care ei vorbesc despre Năstase, dar îți dai seama că în vremea lui Năstase, tenisul, sportul arăta cu totul altfel. Lumea în care, e firesc, lumea era cu totul alta, dar ai senzația vorbind cu ei, știi că toate aceste schimbări, care sigur sunt bune, profesionismul ăsta care e, da, toți sunt, vin cu stafuri de fiecare jucător în lumea lui, dar ei nu mai comunică, știi, numai fiecare e autist în pătrățica lui cu staful, ori pe vremea lui Ilie lucrurile erau atât de fun, erau toți jucătorii, erau prieteni, se întâlneau, deci filmul, da, va fi despre Ilie, dar va fi și despre o altă epocă a sportului. Și ce ți-a zis Nadal despre Ilie în ăsta? Na, că schimb și eu. Nadal, sigur că vorbea, am și arătat un pic niște imagini cu Ilie și aprecia ceea ce mulți spuneau, știi, viteza lui de reacție, felul în care lovea așa ca un dans, avea niște lovituri extrem de precise, dar în același timp avea o eleganță în joc și evident a remarcat și el ca alții că Ilie a fost un rockstar. A fost primul, probabil, mare rockstar al tenisului. Facem așa, eu imediat o să vă zic și o listă. M-am uitat pe o listă a filmelor de cinematograf de anul trecut. Foarte, foarte interesant, că am zis că vorbim și despre filme românești astăzi. Sigur că blockbusterele americane rup tot. Dar să vezi, Tudor, că este și un film românesc care îi stă foarte bine acolo. E vorba de Tabăra. Cred că este pe... Da, Tabăra. Tabăra, care a strâns 3,93 milioane de lei. El e pe locul 7, așa, în filmele românești de cinematograf. Ăsta e filmul cu Smiley? Cred că, sunt multe vedete acolo, un film produs și de Shelly, Matei Dima. E un colectiv de oameni foarte tineri care de câțiva ani și-au propus să facă film comercial, îl fac cu mare succes. Și mi se pare, știi, că asta e un semn foarte bun, de fapt, pentru sănătatea cinemaului românesc, că acum câțiva ani toată lumea era, poate pe bună dreptate, supărată că filmul românesc era sinonim cu filme care obțin premii în festivaluri, filme care nu totdeauna erau prizate de public, unele au mers, dar cred că o industrie sănătoasă, mă rog, nu avem noi încă așa ceva, dar o cinematografie sănătoasă înseamnă să ai și filme
de autor, filme care merg în festival, dar și filme comerciale unde vine lumea. Oamenii vor entertainment, vor să se distreze. Ori acum, iată, s-a produs de câțiva în această schimbare de paradigmă. Despre asta vorbim. Te invit la dezbatere și cu publicul nostru, așa cum este obiceiul României în direct. E o discuție în trei cu toată țara. Facem în felul următor, oameni buni. Astăzi, de la Cluj, de la TIF, suntem aici în Piața Unirii cu Tudor Giurgiu. Facem așa, vă punem următoarea întrebare la 0372069599. Spuneți-ne și nouă, care-i filmul românesc văzut recent? Ce film ne recomanzi dintre cele românești care ți-au plăcut ție? Ce vă place și nu vă place la ele? Și, da, rezolvăm și chestiunea cu sunetul, dacă asta se impune. Așadar, lista voastră de filme preferate, dar și de mulțumiri și de nemulțumiri la adresa filmelor românești, puteți fi cât de critici sau cât de lăudători vreți să fiți. Și nu uitați că vă spun lucrul ăsta și din perspectiva voastră. Multe dintre filmele astea sunt plătite și din banii voștri. Să știți că România e o țară care susține masiv cu bani publici, masiv, o să mă certe, Tudor Giurgiu. În primul rând că nu e masiv, în al doilea rând că nu sunt bani publici, dar e foarte just ce ai spus. Din fiecare bilet de cinema pe care publicul plătește, un procent de 4% merge într-un fond de unde se produc filme românești. Dar statul nu dă niciun ban direct, cum finanțează cu largă mână teatru, operă. Pe la noi, la film, suntem îi mai amărâți. 0372069599. Dacă ești de acord, pornim dezbaterea asta. Cred că primul l-a sunat Alex, sper să nu mă înșel. Am aici o listă, e mai greu că nu suntem în telefon. Ba nu, Șerban, scuze. Șerban, salutare, bine ai venit la România în direct și mulțumesc pentru răbdare. Salutare, mulțumesc. Mă bucură subiectul de astăzi. Vreau să spun că cel mai recent film văzut e acela cu Smiley pe care l-ai menționat. Eu nu mi-amintesc foarte clar numele acum, însă e un film așa foarte lejer. Dar cel care m-a și impresionat în lista celor văzute recent este Tata Mută Munții, un film de Daniel Sandu, pe care am avut ocazia să-l văd la Piatra Neamț chiar în prezența regizorului, care a și dat așa din culise. Mi s-a părut că fascinant câtă muncă e în spatele unei astfel de producții și cât de efort este până să ajungem la produsul finit pe care îl vedem noi pe ecran. Iar filmul românesc pe care revăd cu drag de fiecare dată este tot un film de Daniel Sandu, este vorba de Un pas în urma Serafimilor. E așa parte o transpunere perfectă în ceea ce înseamnă viața de seminar teologic și notele acelea de umor și felul în care și Vlad Ivanov își joacă rolul într-un pas în urma Serafimilor, e într-adevăr foarte, foarte plăcut să-l revezi și să-l vezi și tot îl scoți așa de fiecare dată când e un prietenist. E un film la care și eu am râs mult, că e un film cu o grămadă de băieți aventuroși, dar e un film care are și o semnificație, are o cădere destul de grea, așa. Nu știu cum a receptat Biserica Românească filmul ăsta, dar bănuiesc că au râs și ei. Cred că n-au prea avut să mai vorbească despre asta, să se termine repede campania. Dar îl găsești în continuare pe cred că e pe platforme, nu? În momentul ăsta, pentru cine vrea să-l vadă. Așa e, da. Da. Voi ca filmul românesc mai faceți bani după ce e pus pe platforme sau cum se întâmplă? Păi, în principiu, să știi că, mă rog, cam din asta trăiesc regizorii și scenariștii în special, pentru că difuzările ulterioare ale filmului, mai ales pe posturi de televiziune, pe internet și așa mai departe, aduc un venit. Și orice vânzare o faci apoi ulterior pe alte platforme îți aduce un venit și asta mi se pare important, pentru că dacă ai un catalog de filme, ăsta te ajută în ani să trăiești. Era și o glumă la un moment dat simpatic, era nu știu un cineva care a scris un cântec în străinătate și au trăit toate, sigur, un mare, mare hit. Da, 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 da. Nu e cazul României, dar știi, poate trăi o familie liniștită dintr-un big blockbuster sau dintr-un film, deci, dintr-o piesă, adică cam ăsta e principiul. De câte ori dai play la un film românesc pe platformele astea? Nu e la play, ci cu cât e difuzat, sigur că tu reușești să-l dai pe o perioadă de timp, poate după îl relicențiezi. Deci e important filmul să aibă o viață cât de lungă în toate formatele și felurile posibile de a-l vedea. Șerban, astea au fost lucrurile bune și alea proaste cum sunt? Da,
existe, nu-mi place când mă uit la, poate la unele dintre filmele românești, nu-mi place acțiunea aceea statică, în care, nu știu, vezi un cadru foarte lung, de vreo câteva minute, în care se filmează așa într-o scenă de tip bucătărie, dintr-un film, dintr-un apartament comunist și așa mai departe. Faptul că aceste două filme pe care le-am menționat au nota aia de dinamism, au coloană sonoră, au și prospețimea personajelor, cred că le face să fie appealing așa la public. Și vreau să spun că abia aștept de Facebook de la filmul Turn, care s-a filmat la Sibiu, și abia aștept să-l văd. A, te referi la filmul lui Tudor Giurgiu. Mi-a arătat trailerul acum, l-ai pus pe Facebook? Tocmai am lansat trailerul filmului, mă rog, e un fel de teaser, am schimbat și titlul, nu se mai cheamă Sibiu 89, se cheamă Libertate. Și e un film la care țin, orice regizor își iubește Ultimul copil, încă lucrăm la el, la sunet, dar i-am dat drumul, cum spuneam, la teaser, se poate vedea. Știi subiectul filmului, Șerban? Hai că-ți spunem noi subiectul. Nu, să nu spui, nu da spoilere, Cătălin. Nu da spoiler, e spoiler. Deci lucrul pe care mi l-a spus Tudor astăzi m-a lăsat cu gura căscat. Eu nu știam această poveste din Revoluție, deci e prima dată când o aud. Și n-am știut că niște oameni de la noi au putut să facă așa ceva. Deci atâta pot să zic. Asta e bine? Da, e bine. E o poveste foarte inedită despre Revoluție și am vrut musai să fac acest film, chiar dacă se mai aude din când în când sau mai aude. Iară faceți, domnule, un film despre Revoluție. Eronat. Nu e încă un film de parcă s-ai făcut 50. S-au făcut câteva povești și e un eveniment care a schimbat radical istoria României. Mi se pare că e important să vorbim despre asta, mai ales că, după cum bine știm, o grămadă de lucruri sau o grămadă de gunoi, de fapt, s-a pus sub preș din acele zile, săptămâni și nici până azi nu știm exact cum e cu teroriștii și cine a fost vinovat. Da, e bine că filme sunt, s-au făcut, dosarele penale nu s-au făcut, știi? Asta e. S-au mușamalizat, să nu putem vorbi o emisiune numai despre asta. Dar tu ai un film și despre mușamalizări de dosare penale, da? Un film foarte bun, un film care a răscolit societatea românească. De ce eu? Mai rămâne să ne spui dacă era vorba despre Victor Ponta acolo. Da, a fost acea dilemă, așa au apărut articole de ziar. Șerban, îți mulțumesc tare mult, repet, telefonul 0372069599. Astăzi, cu Tudor Giurgiu de la TIFF, facem lista filmelor românești care vă plac și care nu vă plac. Că puteți să sunați și pentru asta. Domnule, am văzut numai, s-a zis, scena bucătăriei, scena cu ciorba și așa mai departe. Cred că acum este rândul lui Alex. Salutare, Alex, bine ai venit la noi. Salut, Cătălin, bună ziua, domnul Giurgiu. Salut. Să încep prin a spune că tocmai ce v-am povestit. Alo? Da, te ascultăm. M-auziți? Te ascultăm. Așa, tocmai ceva am părăsit de pe lângă Piața Unirii, am ajuns acasă. Chiar mă gândea dacă să vin pe lângă voi sau nu. Da, mă. Așa. Rușinea mea, n-am mai văzut un film, cred că am stat să-mi amintesc când am văzut prima dată, cred că în 2015, Restul e tăcerea domnului Nae Caranfil, care nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Nu, prea vag pentru gustul meu. Nici mai, cred că era despre artist, lui, dacă mi-am amintesc că bine tema filmului. Despre primul film, primul film românesc, asta era tema filmului. Mie mi-a plăcut mult, recunosc, dar aici... Ok, probabil dacă l-aș vedea acum, l-aș vedea cu altfel. Filmul meu preferat este Moromeții, în mare parte datorită domnului Victor Lebeciuc, un rol extraordinar, cred că aș fi luat Oscarul dacă cinematografia românească era la standard internațional. Ce pot să spun rău? În mare parte am să spun rău despre cinematografia românească. Așa, da. Și am să-l plagiez pe un băiat pe care îl urmăresc pe YouTube. Poate domnul George îl cunoaște, cred că am mai luat legătură cu el, Marius de la Încă Ceva. A spus că prea mult se insistă în cinematografia românească pe cinema mizerie, adică prea mult pe dramă, prea mult pe ce s-a întâmplat în comun. Și ar cam trebui să schimbăm această paradigmă. Iar ar trebui cumva să fie un compromis, aș putea spune, între comercial și artă. Ceea ce se întâmplă? Filmele foarte bune, sunt foarte, foarte dramatice. Ca și acel 4-3-2, ca acest remene al domnului Mungiu. Și chiar voiam să spun despre De ce eu. E un film pe care vreau să-l văd, încă nu l-am văzut.
versiunea mea acum l-am căutat, nu n-a știut că e al dumneavoastră, felicitări pentru el, pentru filmul, că am înțeles că e un film foarte bun și despre un caz foarte important în România, la început anul 2000, dacă nu mă înșel, despre un procuror care se sinucis. Iar filmele comerciale aici vreau să lovesc foarte tare. Știu că aduc bani, dar eu personal nu sunt de acord. Știu că și în state se întâmplă chestia asta și așa. Dar nu vreau ca filmele comerciale să fie promovate prin filme ca Tabăra sau ca Five Gang, un alt fel de Crăciun. Și chiar Miami Vice, deși nu a fost chiar așa ca aceste două. Adică ce-i în neregulă? Stai așa. Cumva găsit, cum... Stai că nu-mi dau seama. Ce-i în neregulă cu filmele astea? Putem porni de la scenariu foarte puieril. Bine, cum am spus, se întâmplă și la americani chestia asta, dar... Eu personal recunosc că nu le-am văzut, doar am auzit, dar nici nu aș vrea să văd asemenea filme. Dar te întrerup puțin, să știi că e foarte important să le vezi, pentru că tipul ăsta de judecată, știi, eu mă feresc întotdeauna să vorbesc despre filme pe care nu le-am văzut sau să le vorbesc de rău. Niciodată nu fac lucrul ăsta și să știi, tocmai pentru că nu l-ai văzut, cred că e important nu vreau să fim îngăduitori, trebuie să fim răi în general, dar cred că e important să remarcăm lucrul ăsta, că de un timp filmele românești, spuneam, au această varietate și poți vedea, să știi, și filme comerciale care poate nu au neapărat un scenariu pueril. Așa am văzut câțiva ani, a fost Secretul Fericirii al lui Vlad Zamfirescu, a fost anul trecut Perfect, Complet Necunoscuți al lui Octavian Strunilă, care a fost... E un film românesc, de o franciză, sigur, luată după un film italian, dar, cum să spun, cred că trebuie să avem încredere și să-i sprijinim pe acești oameni care fac film comercial. Da, poate prima încercare nu ne-a plăcut, poate n-ai râs, dar apar alții și sunt absolut convins, nu e altă cale, în câțiva ani o să avem și un film comercial care e wow, făcut bine, scris bine, jucat bine. Gen dar, Avengers, da. Da, bun, la Avengers n-avem noi banii aia, dar și nici tehnica și nici oamenii care să știe să-l facă, dar eu cred că trebuie să vedem și partea bună în povestea asta. Vă dau eu un exemplu de film care a împărțit lumea în două, așa, fără să-l fi văzut, dar de când s-au auzit personajele din film, este celebrul Miami Beach, da, cu Codin Damin... Codin Maticiuc și Bromania, da? Și oamenii s-au uitat și zis, băi, ce e asta? Nici măcar nu s-au uitat și au zis, băi, ce e asta? Dar e un film la care eu am râs foarte tare văzându-l, nu mai știu unde l-am văzut, ori la televizor, ori pe platformă. Și... Mă scuzați, da. Două idei mai, mă scuz că te întrerup. Cu tine îmi permis să te trăiesc, am mai tot vorbit. Poate nu s-a amintești că tot îmi schimb numele, niciodată nu dau numele real. ideea e că tocmai ce am citit în newsletter de azi de la Decuito Revistă și am văzut recomandarea dumneavoastră la Everything Everywhere All at Once, e un film extraordinar, vă dați seama cum l-am văzut, nu se spune. Aș vrea așa ceva, se poate, filmul acela a fost ieftin, a fost atâta creativitate și a fost extraordinar, o să-l vedeți și dumneavoastră dacă spuneți că nu l-ați văzut, da, e un film nebun, e un film de... Pentru mine e un film acolo, între 9 și 10. Știi ce... Și ce voiam să mai spun, cu toată aroganța vă spun, la câte filme am văzut și la cât de cinefil sunt, eu te recunosc mai mult cu Hollywood, între foarte puține filme europene văd, nu aș vrea să pierd timpul cu un film la care știu că aș avea o părere proastă. Deja știi. Filmele pe care le-am uitat. Nu-ți plac, zi. Hai, domnule, că nu-mi place de ei. Nu merg cu preconcepția aceasta. Shelley chiar mi-e un băiat destul de drag, chiar dacă e foarte controversat, mai ales acum. Dar nu... Dar să nu fie la în filme. La atâtea filme am backlog. Da. Atâtea filme am backlog. În rest, doar să-mi fac o părere pentru filmul respectiv, ar fi o pierdere de timp când aș putea să investesc acel timp în altceva. Un film pe care nu l-am văzut. Timpul e cea mai prețioasă resursă. Mulțumesc tare mult și să știți că sunt două lucruri importante. Atunci când acordați timp acestor oameni care sunt creatori, e un lucru foarte mare, că noi nu avem foarte mult timp la dispoziție. Și doi, la mână, o recomandare personală așa de om care a trăit foarte mulți ani din drepturi de autor. Totuși, încercați să vedeți filmele astea plătind 5, 10, 50 de lei cât mai costă biletul ăsta, pentru că foarte mulți oameni din industria asta nu sunt vedete și nu câștigă căruțe de bani. Sunt oameni care au nevoie să fie plătiți cinstit, onest, sunt echipe foarte mari și eu zic că trebuie să le respectăm munca. Asta e cât se poate
aș vrea din ce în ce mai mult. Sper că aceste platforme să ne aducă către ideea asta. Hai să continuăm cu Tudor Giurgiu, sunt Latif în Piața Unirii. Lidia, mulțumesc că ai așteptat atât de mult. Salutare! Bună ziua, domnilor! Mă numesc Lidia, sunt din Câmpina și sunt dintr-o generație puțin mai mare decât a domnilor voastre. Așa. Și voiam să vă spun că pe vremea, ca să nu zic așa cu bătrânești, pe vremea mea, fiind în timpul comunismului, singura noastră distracție era de a merge la filme care se schimbau, eu fiind bucureștean că la vremea respectivă se schimbau o dată de două ori pe săptămână, să citim cărți foarte multe și să mergem la teatru. Sunt o fană a generației de aur a actorilor români și am avut întotdeauna dragostea și plăcerea de a vedea filmele românești, în primul rând filmele românești. Care? Ia să, și... hai, dă-ne un exemplu. Alo? Să vedem. Spune ce e în sufletul tău, așa, deci, pe primul loc. Unul care mi-a plăcut enorm și care, bineînțeles, că nu prea a fost difuzat, dar chiar a fost scos, se numește Casa de la miezul nopții, care e al lui Gheorghe Vitanidis, după un scenariu de Fănuș Neagu, în care, din păcate, din fericire, pentru mine din fericire, juca Violeta Andrei și probabil că ăsta a fost unul din motivele pentru care filmul nu prea a fost difuzat, dar eu am avut plăcerea să-l văd chiar la început. Un film foarte frumos, un film de artă. Stai așa că explică-le oamenilor că nu știe toată lumea ce-i cu remarca ta, din păcate, din fericire. Violeta Andrei era soția Violeta ministrului Andrei, de externe. O mare actriță. Exact, care era invidiată foarte tare de doamna Ceaușescu și care a fost și eleva liceului la care am învățat eu, o persoană deosebit de frumoasă și de talentată și ca actriță și cânta deosebit de frumos. Iar filmul prezenta foarte mult picturile lui Sabin Bălașa, probabil că de aceea a fost lăsat cumva, pentru că la un moment dat Sabin Bălașa i-a cam pictat și pe Coana și pe Nanicu, dar în sfârșit, picturile erau superbe, filmul era foarte frumos realizat, oricum Gheorghe Vitanidis era un regizor care ne plăcea la vremea respectivă, care căuta totuși să nu prea intre în ideologia comunistă, zi așa. Liniile, da, ideologia. Dar am o curiozitate, Lidia. Uite, am o curiozitate. La voi la Câmpina este cinematograf? Nu este, și este o discuție mare și pe Facebook și pe peste tot. Din fericire e aproape Ploieștiul și ne mai ducem la vă duceți la Ploiești, la mall, la... Așa e. Da, acolo am văzut, de exemplu, Poziția copilului sau Regina Maria sau Ultimul Moromeții. În continuare urmăresc filmele românești, poate nu chiar pe toate, că nu reușesc să le văd așa, cât se mai dau la televizor. Unele care se reiau la televiziune cu actorii vechi, mă uit special ca să-mi văd foștii actori pe care îi iubesc în mod deosebit, dar și cei tineri sunt foarte buni. Și singura problemă pe care o am cu filmul românesc este, poate acum s-au mai schimbat lucrurile, yeah, nu zic nu, sonoritatea. Deci când vezi un film românesc, dacă e dat prea încet, nu auzi nimic, nu auzi dialogul, dacă e dat prea tare, urlă muzica și fondul muzical sau... Te contrazice tu, doamnă. Doamnă, vă explic, cu filmele vechi, într-adevăr, e o problemă legată de sunet, pentru că nu, se lucra... Era, da. Dar să știți că majoritatea filmelor noi care se fac, pe care le vedem acum pe platforme de streaming în special, au sunetul lucrat cu mare grijă, indiferent că se face aici, în străinătate, sunt oameni pricepuți și în momentul de față, vă garantez, problemele apar în special datorită faptului că anumite săli de cinema nu sunt calibrate. Noi avem, ați spunea că nu e cinema în Câmpina, eu vă spun că nici în București nu avem o sală de premieră, cum, da? Cinemaul românesc este, da, hiper iubit, premiat în străinătate, numai Oscarul nu le-am luat, în rest le-am luat pe toate, dar nu avem o sală unde să ne facem premiera, o sală care să fie calibrată, perfect, tehnic, imagine, sunet. Deci e foarte frustrant pentru mine, ca, mă rog, cineast, regizor, producător,
îmi văd filmul în străinătate, în condiții impecabile, iar în România, dacă mă duc în trei săli diferite, se vede altfel, se aude altfel. Deci e de domeniul absurdului. Exact. Lidia... Exact, asta e un mare păcat. Da, da, lumea se schimbă. Sigur că o să vedem filmele astea din ce în ce mai mult acasă, e bănuiala mea, pe tot felul de sisteme de astea electronice. Dar cred că ideea de a fi într-o sală de cinematograf e absolut minunată și asta nu se va pierde niciodată. Este. Mie îmi place cel mai mult. Acolo mă simt extraordinar. Exact ca și un concert simfonic. Una e să-l asculți la radio și alta e să fii în sală. Te trec toți fiorii, se face pielea de găină, adică e altceva. Și așa și ar trebui să fie. Și ar trebui să avem cinematografe unde să mergem, să... Unde să și plătim, cred că aia e problema. Mulțumesc tare mult, încerc să le mai fac loc în emisiune și celor care mai sunt pe fir. Radu, salutare, bine ai venit la TIF, spun astăzi. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Sper că ne auzim ok. Sigur. Bun. Legat de filme românești care mi-au plăcut și care mi-au rămas în minte, referindu-ne aici la filme făcute după anii 90. În topul meu intră Coborâm la prima, După dealuri, Poziția copilului, Nuntă mută, și ar mai fi și altele. Însă un aspect pe care aș vrea să-l pun pe masă, ca să zic așa, ar fi legat de discuția pe care o începuseți mai devreme. Sigur. Domnul Giurgiu începuse mai devreme referitor la multitudinea sau puținele filme legate de Revoluție care s-au făcut după 1989, pentru că este un eveniment important. Corectă observația, însă, dincolo de Revoluție, cred că cinematografia românească ar avea o datorie de reparație, să zic așa, morală cel puțin, și în privința filmelor istorice care se referă la epoci mai îndepărtate. Ah, ce interesant. Cu toții știm cât de mult au fost cosmetizate, să zic așa, faptele istorice din filmele făcute înainte de 89, cu propagandă, cu unism politic. Mă bucur că spuneți asta, vă întrerup puțin, mă bucur că spuneți asta pentru că e lucru care mă frământă și pe mine de ceva vreme. Istoria a fost mistificată în majoritatea filmelor românești, indiferent că erau regizate de Sergiu Nicolaescu sau alții. De la 23 august, un moment istoric important care e prezentat total fals în filmele românești și la multe, mult plus există perioade istorice care lipsesc cu desăvârșire. Anii 50, epurări, deportări la canal, primul război, în fine, cred că avem o istorie destul de tulbure, exact, cu multe perioade interbelică, nu mai spun, n-am învățat la istorie nimic generația mea despre asta. Lucrurile astea nu apar deloc în filme și cred că o cinematografie sănătoasă, normală și care ar trebui să fie finanțată mai bine, ar fi hiper important să producă și astfel de filme, pentru că până la urmă copiii, generația tânără, altfel se raportează la istorie văzând și niște filme bune, dar, evident, făcute pe aceste subiecte. Am o curiozitate. Noi trăim în continuare cu priviți mărețe umbre și nu vreau să demistific de dragul demistificării, ci doar pentru a îndrepta niște erori istorice pe care, din păcate, le găsim în continuare, inclusiv în curiculele școlare și în manualele disponibile. Eu am ocazia să fac pregătire atât cu copii de clasa 8-a, cât și de a 12-a la istorie și este tragic ceea ce se întâmplă în manualele de istorie. O întrebare scurtă pentru amândoi. Următoarea problemă. De unde bani? Pentru că știm că înainte de 89, pentru filmele istorice, erau bugete astronomice și nu prea, pentru că se apela la tot felul de tertipuri în Vă răspund foarte simplu. Eu am făcut filmul ăsta despre care vorbeam, Libertate, un film despre decembrie 89, iar din bugetul pe care l-am putut strânge, majoritate din bani privați și, culmea, din bani maghiari. Statul maghiar a finanțat în mai mare măsură filmul ăsta decât statul român. Avem coproducători maghiari și am avut luxul, ne-am putut permite luxul să avem 150 de figuranți
soldați pe care după aia pe computer îi multiplicăm să pară 1000, da. Iar pe vremuri, evident, armata participa activ la filmele de mare amploare ale lui Sergiu Niculescu și erau oameni, veneau pe gratis. Deci bani cred că există, dar ține de stat și de statul român și de prioritățile de promovare, de... Iertați-mă că nu vă contrazic, ci adaug ceva. Cred că e datoria cinematografiei atunci când vede că statul este inert sau incapabil, sau l-am făcut în multe feluri pe statul ăsta de-a lungul emisiunilor, să-și mute privirea și către alte surse de finanțare. Și aici cred că este datoria fiecărei case de producție, fiecărui, nu știu, producător de film să încerce să caute finanțări și în altă parte. Să mă credeți pe cuvânt, facem tot ce se poate, dar la un moment dat un astfel de film, o astfel de producție are nevoie de o susținere importantă. Dacă statul român găsește de cuvință să financeze construcții de săli, de trupe de teatru, de operă, în localități mai mult sau mai puțin obscure, avem tone de lucruri. Banii, repet, investiți în filmul românesc sunt zero. Ori asta e o chestiune importantă și dacă statul ar realiza că prin film se poate face educație, cum spuneați, poți învăța lucruri, se poate scrie din nou istoria. Noi ne facem treaba. Pe parte privată, să știți că adunăm câți bani putem și din România și din străinătate, dar nu reușești să adun un buget suficient ca să faci o reconstituire istorică mare. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Tudor Giurgiu, mai avem un minut. Ți-l acord ție pentru că suntem la TIF, pentru că sunteți la ediția 21 și pentru că e ziua ta luni, că puteți veni să-l sărbătoriți. Aveți aici un atelier de educație pentru puștani și ar trebui să remarcăm și asta. Da, avem mai multe ateliere pentru toate vârstele. Avem program educativ pentru copiii care vor să vadă film, să învețe, să discute, să învețe să vezi un film, să discuți despre el. Avem Let's Go Digital pentru elevii de liceu care vor să se perfecționeze în arta făcutului de filme și avem și multe alte ateliere și tot felul de jocuri prin care aducem copiii la TIF. E un program TIF în familie care se întâmplă într-un parc în Florești. Toate detaliile sunt pe site. Deci invităm familiile cu copii să vină la TIF. TIF durează până duminica cealaltă. Europa FM are aici o echipă care o să vă spună în fiecare zi tot ce se întâmplă. Raul Bambu o să vă aducă toate detaliile. Intrați pe site și pe Facebook unde găsiți totul acolo. Zici tu un film la final și zic și eu un film? Ce ne-am dorit să vedem fiecare, tu ai numit unul, dar mai ai dreptul să zici unul. Poate chiar românesc, că românești n-am zis. Și eu o să zic filmul din balcon, da? Despre care am auzit lucruri extraordinare. Deci un film în care regizorul și producătorul nu mai pleacă de la el de acasă, vine lumea la el acasă și întreabă pe oameni cine ești, ce faci, care-i sensul vieții și se pare că ești o producție extraordinară. Și, iar eu o să spun Leave No Traces, un film polonez care se poate vedea weekendul ăsta despre un caz, că vorbeam de mușamalizare, justiție și un caz cutremurător al unui tânăr polonez față în față cu stupiditatea regimului. Oameni buni, Tudor Giurgiu la România în direct, încheiem aici, vă doresc sărbătoare frumoasă, veniți la film, bucurați-vă de TIF, veniți la Cluj, arată extraordinar tot ce se întâmplă aici. România în direct se încheie, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.